Rezultatele lui Loto 6 de la 49, Joker, Loto 5 din 40, Noroc, Noroc Plus și Superluc Duminică, 7 august 2022, pot aduce premii consistente celor care ghidează numărul norocos. În 3 meciuri, rapoartele depășesc 1 milion de euro. Acesta este Loto 6/49, Joker și Noroc. Duminică 7 august 2022, s-a desfășurat noua filmare Loto 6/49, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 Super Noroc. După joi, 4 august, Loteria Romaniană a acordat mai mult de 12.900 de victorii într o valoare totală de mai mult decât 1 milion lei. Acest lucru poate fi jucat pe Loto, la stația agenției sau la Autoplay, până la ora 16, când jocul este închis. Rezultatele extracției loteriei pot fi găsite în timp real pe Digi24, începând cu ora 18 și 30 de minute. Acestea sunt numerele care ies câștigând ultima împușcare a loteriei românești, care duminică, 7 august 2022. Loto 6 din 49, raportul de astăzi, 7 august 2022. În Loto 6 din 49, în categoria 1, se joacă un raport de aproximativ 6,95 milioane lei. Acesta este cel mai mare raport înregistrat la această filmare. Ultimul premiu consistent în acest joc a fost câștigat la filmările lui Loto pe 2 iunie, când un om norocos a investit 18,5 lei, a completat bilete cu 3 variante simple în Loto 6/49 și variante în Noroc. A câștigat un premiu de 8.496.320.80 lei. A fost a doua categorie câștigătoare pe care am primit-o anul acesta pe Loto 6/49. Proprietarul norocos al biletului nu dorește să și facă publicul public, dar se știe că a venit din Comet de Figura din Buzău Regencii, mai mult de 50 de ani, și a jucat la stația de plată partener pentru Loteria Românească. El a declarat că a jucat continuu în toate jocurile Loto de mai bine de 30 de ani, întotdeauna doar o simplă variantă. Numerele care îl fac norocos nu au niciun sens personal, ales la întâmplare. Primul premiu consecvent în Loto 6/49, în categoria 1, a câștigat anul acesta pe 27 martie 2022 și în valoare de 14.823.497,68 lei. Câștigătorul este din județul Ilfov, în jur de 40 de ani, și a spus că a jucat continuu în Loto 6/49 timp de aproape 20 de ani, întotdeauna aceeași variantă, numere care au semnificație personală. Biletul câștigător dă doar 8,5 lei. Cel mai mare premiu câștigat vreodată în istoria loteriei românești a fost în Loto 6 din 49, în 2013, iar la acea vreme peste 11 milioane de euro. Câștigătorul este din Galați. În 2019, o femeie, un retras dintr-o iapă, a ghicit numărul norocos din Loto 6 din 49 în plus.